Salutare tuturor, eu sunt Carmen Florentina și bineînțeles că lângă mine este și Igor. Așa că să începem. Astăzi vreau să sărbătoresc alături de voi o lună de când m-am apucat de BookTube, o lună de când am început să vă spun părerile mele despre cărțile pe care le citesc. Vreau să vă mulțumesc vouă celor care v-ați abonat la canalul meu și celor care mă urmăriți. Astăzi vă propun Clubul Cititorilor. Ce vrea să însemne asta, vă spun imediat. Am spus-o și în prezentarea mea și vă spun și acum. Faptul că lucrez într-o librărie din București, aceasta este librăria Mihai Sadoveanu, care se află la Piața Universității. Aceasta dispune și de o sală pentru evenimente, o sală unde se fac lansări de carte, întâlniri și multe altele. Vreau să vă propun să ne întâlnim măcar o dată pe săptămână sau o dată pe lună, să ne strângem, să ne cunoaștem față în față, să ne spunem părerile, să vorbim despre activitățile pe care le facem, să împărtășim păreri, pasiuni, diverse chestii, orice e posibil. Așa încât vreau să vă rog să vă spun dacă sunteți de acord, dacă vă place această idee, să ne întâlnim, să facem diverse activități, să vorbim despre cărțile pe care le citim, să împărtășim păreri și nu numai. Așa că dacă vă place ideea mea, o să vă las mai jos adresa mea de mail, pagina de Facebook, să-mi scrieți acolo părerile voastre și dacă sunteți de acord să faceți. Să veniți alături de mine și să facem acest grup. Vreau să o rog pe Irina de la Irina Citește și pe Simona de la Secretele Cărților, dacă vor să mă ajute, dacă vor să-mi dea niște idei sau dacă vor să fie alături de mine în această propunere, pentru că ele au mai mulți observatori abonați pe paginile lor. Dacă vă place ideea mea, vă rog să-mi lăsați comentarii, să vă abonați la canalul meu pentru a vedea clipurile mele și să-mi spuneți ce gândiți despre această propunere de astăzi. Așadar, vă aștept pe canalul meu cu alte clipuri, cu alte idei și cam asta e. Vă pup! Pa, pa!